A pune bani deoparte a devenit un lux pentru românii cu veniturile medii din țara noastră. În special, pensionarii se plâng că trăiesc de la o zi la alta din cauza scumpirilor exagerate atât la utilități cât și la alimentele de bază. Românii nu economisesc pentru că nu își permit să o facă. În mare parte, venitul lunar este pentru taxe și mâncare. Pensionarii spun că de-abia le ajung banii pentru medicamente și întreținere. Ce economii să facem? Vai de capul nostru, lumea care are 8 milioane, ce economii să mai facă pensie? Vă dați seama cât e țara asta de coruptă, de s-a bătut joc de toată lumea, președintele Iohannis și Câțu și toți. Facem economii? De unde să facem economii? Din ce? Cu ce să fac economic? Am 800 de pensie cu soție, cu tot, mai și fumăm, telefoane, curent, greu, greu de tot, tăticule. Ne pun ăștia pielea în cui. A voastră reușit să faceți economii? Păi de unde, domnișoară? De unde e economii dacă pensiile sunt așa mici? Nu prea. Nu prea pentru că nu, decât soțul are pensie și eu nu am nimica. Economiile au devenit un lux pentru mulți români, iar veniturile lunare sunt prea mici în comparație cu cheltuielile.